10 noiembrie, o zi fantastică. Suntem la Mărgăritești. Stupește de aici de jos. O parte or să plece la Râmnic, la Stupina Urbană. Am aici niște regine foarte interesante pe rândul ăsta și vreau să le iau, să le am sub control strict. Marian mai transvasează o colonie, cu am într-o ladă de 12 rame și vreau să o bag pe 10 rame, pentru că toți stupeștea o să intre acolo în, în șopron. Am băgat deja în șopronul în rând. Zboară și astăzi, deja sunt 15 grade. Uite, culmea că am văzut una care avea puțin polen pe, pe piciorușii. Uite aici. Ăsta e mai harnic. Ia să-l vedem pe harnicul ăsta. Au, 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 au. Ia. Ce-și mai harnic, mă? Da. Auzi, rame, nu-i frumos, e pe 2, 4, 6 rame, cel puțin, e ca lumea. Că aici, dacă avem media de 6 rame, e perfect. Uitați-vă și voi ce soare, din cauza asta nu pot să bag încă stupii la padoc, vă dați seama. I-am băgat doar rândul ăsta de aici în padoc. O să completăm frumos. Că vreau să amenajez pentru la primăvară toată partea asta de aici, să o îndrept să fie ca lumea, ca lumea. Așa. Nea Marian e băgat acolo tot. Hai să vedem ce face. Până ajungem la Nea Marinică, trandafiri. Uite și planta asta care înflorește toamna. De acum e noiembrie, s-a dus, dar uitați-vă că și acum mai bâzi albine pe aici, sperând să mai găsească câte o floricică. Așa, Nea Mariane, bagă, te întreabă că după, uitați-vă, evodile, semințele, deja încep să se vadă semințele de evodie. Asta e cu regină bătrână, asta ar fi trebuit să... Îi schimbăm regina sau să-l desfințăm, da? Îl iert de data asta. Îl iert. Da, nu, normal trebuie. Mai dat o șansă. Mai da o șansă, trebuia să-l desfințe. Ia să vedem că ăsta e din polistiren, ăsta a stat la Râmnic. Ia. A, i-a pus. A, ăsta e altceva? Altceva? Are albine mult mai mult. A, așa, nu e problemă, nu ducem lipsă de albine. Avem noi putere de muncă să avem. Păi ăștia îi las pe terasă aici, că ăștia stau ca lumea. Stau ca lumea, ca lumea. Nu m-am uitat niciodată în ei. Dumnezeu cu mila. Ia, hai să vedem ce găsim pe ei. Așa. Așa. Mă, sunt buni. Ia uite, sunt la iernat. Și vă spun de ce sunt la iernat. Uite. Deci, și ăsta sălbatic deja. I-au căzut toate frunzele, ăsta altoitul încă mai are frunze. Hai să vă explic care e șmecheria. Uite-l. Uite-l și pe gulie pe aici. Deci, față, eu în fiecare joi verific cântarul. Și e undeva la 31,5. Până acum dădea binișor înapoi săptămânal. Acum nu mai e. Dacă observăm, uite la, prea puțin 100 de grame, nici n-are rost. Ăsta e un stup standard, că la mine stupul de iernat să aibă peste 30 de kg. Și se vede, tot așa e pe vreo 6 rame. Hai să încerc să-l desfac. Ăsta e stupul standard de producție. 2, 4, 8, dar rămâne 7. Ăsta e stupul standard la mine. Ce vedeți voi acolo în Stupina Urbană? Sunt roi făcuți anul ăsta, care săracii au suferit de foame. Săracii, pentru că n-am avut cules. Deci, în această cale țin să mulțumesc tuturor apicultorilor care îmi duc grija. Care au văzut filmele la Curoia, că bau puțin albină, bau puțină miere. Le mulțumesc din suflet pentru grija acordată, dar aștept și de la ei din Stupină niște filme să văd, să vedem cum arată și roii lor. Asta cred că ar fi cel mai important pentru noi, pentru
apicultori, să vedem cât mai multe filme din cât mai multe stupini. Merg să fac loc la râmnic pentru un lot de roi. Mai aduc de aici, ce v-am spus, am niște regine cu totul și cu totul special, un material genetic, dintre care unul mi se pare de excepție, dar nu vorbim momentan până nu avem confirmarea. Ce să vă spun, o toamnă, parcă nici nu zici că vine iarna la orizont. Zici că nici nu vine iarna. Stupii i-am pregătit cât de cât, ia să mai deschidem unul. Deci atâta mai rămâne, o să-l pună până amarean să mai scoată câte o ramă din ei. Asta e tot. Ia uite. Stați așa, ia uite, mă arătam pe mine. Ce tare. Ia uite, o tovă de albină. Stați așa puțin că mi s-a prins. Așa. Ei, sunt tot o vadă de albine. Știu că la cei care îmi duc grijă, niciodată nu o să am eu nici albine, nici miere. Auto. Acolo până acolo. Asta rămâne 2, 4, 6 rame la ea. Am băgat deja polistirenul. Le vedeți, sunt liniștite. Nu avem absolut nicio problemă. După cum am văzut eu că vom avea iarna de ușoară, nici nu vor simți și ăia, dacă îi las pe o ramă, pe unii, dacă îi pun pe o ramă și ăia o să... și ăia vor supraviețui. Dar hai să mai mergem ce mai robotim prin stupina urbană. Hai și înainte să mergem în stup să vedem ce avem de făcut astăzi, să vă arăt cum aprind, cum fac afumătorul foarte rapid cu prostia asta de ambalaj. Pui, așteaptă mâncarea. Gata, tătuțul vine acum, l-am trimis pe Marinică după mâncare. Așa. Gata, uitați. Atât, vedeți? Am aprins cu bricheta. E fefe simplu. Mai bag puțin cartonaș de ăsta. Gata, bă, că am de unde. Uite, din sac am șpanul ăsta de la... Da, uite ce are. Șpanul de la... Cum se cheamă? De la... E Evodia. Da. Ia fiți atent. Ia uite aici. Uitați-vă ce... Instantaneu. Și acum facem plinul la afumător. Eu ce băut apa, să-mi umpli și aia cu apă. Fii atent că era mântutul. Așa, facem plinul. Ia uite aici. Foale. Umplem bine ca să ne ajungă pentru toată filmarea. Gata. Da, am băgat. Deci asta e șmecheria. Nici prea tare că după aia este prea mult fum. Are șmecherea asta, am uitat-o în foc. Mai pot să... Sunt proaste ziua de astăzi, afumătoarele astea, dar n-avem ce face. Hai să trecem la filmare. Începem și verificăm toate pozițiile. Să vedem unde vom băga, unde vom aduce nucleia de la deal. Așa. Hai să o luăm, să vedem dacă primul este pregătit. Dacă nu îl pregătim noi acum repede, cred că trebuie să băgăm diafragma. Ia uitați. Știți, ăsta e amărâtul ăla, la care toți spuneau, că vai, n-are de niciun, o să moară de foame, de sete, de... Mama mă, uite că nu moare. Nu facem altceva decât să strângem cuibul. Strângem, cum e vorba aia, cuibul de iernat. Că de acum albinele au același miros. Luăm diafragma, etanșă. Mai creăm un loc
Aici a mai rămas spațiu de o ramă. Scot diafragma. Așa și bag o ramă. Bag rama de aici cu albine. Ulterior o să-l aranjăm noi cu mâncare. Deci, apropo că n-am miere. Stați liniștiți că am rame cu miere, dar nu e acum scopul nostru ăsta. Scopul nostru gata. Să deținem urdinișul, să nu uităm. Pentru că am scăpat albina aici și moare săracă. Vedeți? Deci aici avem un spațiu creat. Gata. Ok. Aici lângă ăsta am creat un spațiu. Lăsăm tot aici pentru a mai aduce o colonie. Ia să dăm asta la o parte. Deci, bun. Mai departe. Aici avem o ladă care nu are spațiu. Următoarea. Hai să vedem. Hai să... Aici am mai băgat unul lângă, uitați-vă și voi cât ce construiești. O sumă. Aici nu mai e nevoie că, uite, am băgat unul pe 3 rame. Deci ăsta este complet, rămâne să-l pregătim pentru iernat. Aici trebuie să punem semn, pentru că nu mai avem ce băga. Iau diafragma și o pun pe el. Gata. Mai departe. Hai să vedem aici ce avem aici. Vedeți că nu mai țin nicio minte. A, cred că am băgat șezul. Cum i-am băgat câte doi? Vedeți, crescător, tată. De ce? De ce? De ce? De ce? 3 cu 4. Spuneți și mie ce sunt cu crescătorile astea. De ce? De ce? De ce? Ia să pun o ramă până una alta pe ăsta. Aici. Aici, uite, l-am unificat. Ăsta e ladă mare. Cum apare acum ăsta, micu? Bine, o să strângem pe 5 rame, vă dați seama, 4-5 rame. Aut! S-a făcut talanul. S-a făcut. Mă, copii, mă. Aici noi trebuie să avem profitabilitate. Nu stau să fac expoziții de albine. Ia. Ia, și aici am băgat doi. Ia. Gata, și ăștia s-au făcut ca lumea. Bravo! Aha, aici, mă, deci, pe linia asta, mai, deci până acum am găsit doar două celule libere. Bun. Hai să termin. Mai avem aici o dată. Hai să vedem, mai departe. Asta e diafragma, semn că trebuie să o introducem. Ui, ce e aici? Hai că ăștia... Aha, haideți, am dat tot. Haideți. Ăsta n-a fost... Norocul nostru. Oleu. Are diafragmă. Mă omoară fumul ăsta, v-am zis, deci face un fum teribil. Cât asta, da, trebuie scoase. Mamă, m-a omorât fumul. Oleu, doamne, cine l-a inventat? Ce că trage tare în piept. Mai creăm o celulă. Mai creăm.
culturăm. Numai bine toată albina va avea timp până vine o cu altă colonie să se retragă pe noua poziție. A, da, stai că trebuie să strâng și mai tare. Corect, mă. Așa. Da, pe ăsta o să las eu. Nu-i bag acum diafragma. Vreau de aici încolo. Băi, băieți, dacă vă arăt ceva acum. Mamă, mamă. Dai că asta n-am mai văzut până acum. Ia. Ia, fiți atenți. Este apicultura. Băi, puiet, aute, bă, băgați așa. Mâncați așa ochi. Puiet ca primăvara, bă. Toată rama. Mamă, mamă. Cât a oat ăsta, ia uite. Regina de aia are numărul 96. Hai să-l bag repede, numai ca să nu răcim puietul. Vai, steaua noastră, cât puiet. Mamă, mamă. Să nu răcim puietul. Stai că... Da. Aici lăsăm, deci la... Ăsta aici vom mai avea de lucrat puțin la lada asta. Așa. Mamă, mamă, cât puiet are. Carpatină, culmea. Taman la carpatină să găsesc atât și atât puiet. Mamă, mamă. Așa. L-am. El se va strânge acum. Îl las gol aici. Nu bag încă diafragma lui. Pentru a se strânge ca lumea pe astea patru rame. Cumva și rămâne pentru iernat. Îl lăsăm. Ați văzut și voi. Surprize, surprize. Punem semnul pe el. Că mai trebuie să intervenim cu mâine. Să băgăm diafragma. Deci 3. A, și aici mai avem o unificare făcută. Așa. Aici mai e deja băgată diafragma. Trebuie să desfacem. Deci asta va fi a patra poziție. Gata, scutura albina și după asta. Gata. Aici e a patra poziție. Mai lasă așa cât să se tragă și restul albinei. Deci mai avem patru locuri goale. Aici se pune și aici un semn. Bun. Așa, hai să vedem și în spate. Deci patru locuri și se umple stupina. Hai să mergem și în spate. Hai că l-am pregătit pe ăla de acolo, pe primul. Că nu aveam loc de filmare. Mergem în continuare. Așa. Să ne pregătim poziții. Să aducem, cât ți-am zis, vreo 17. Băgăm foc. E cam seara de acum. Băgăm. Facem și noi. Ce putem. Da, că oricum sâmbătă vreau să... Să aduc coloniile. Așa. Dăm rama afară, că e goală. Curățăm, curățăm. Tratamentele. Împinge. Hai. Băgăm diafragma. O să ne ocupăm, bineînțeles, și de izolații. Că de-aia las două capace, că n-am izolații încă făcute. Hai plecat, hai. Bun. Așa, am pregătit și pe asta. Am mai plecat, hai.
măcar rândul ăsta să termin în seara asta. Așa. Rândul ăsta dacă îl fac în seara asta, îți boier bibești. Gata. Deci ați înțeles, nu o să rămână cu două rânduri de capaci. Bun, hai să vedem pe următor. Bun. Hai să vedem. Da. Ce avem? Ăsta are găi de hrană. Ăsta e andat. Ăsta are găit. Ia. Hai să-l strângem. Ăsta e mai simplu de strâns. E pus exact cum trebuie. Dăm afară. Ne uităm, ordinici deschis. Deschis. Deci știți că asta e prima regulă la albine. Ordinișele. Aha. Așa, puterăm după aia diafragma. N-avem timp acum să stăm. Să ne uităm. Gata. Tragem. Aducem cuibul la diafragmă. Aura. Dăm turtoacele acolo. Așa. Punga asta. Mai avea, uite, mai are sirop în ea. Mă. O, sirop. O pată de sirop. Hai să... Păi nu mă interesează albinele să le scot. Hai. Hai că am reușit, sunt băiat, esteți. Hai să scuturăm albina. Bravo. Punem nailonul. Am mai creat o poziție. Poziție de joc, cum se spune. Punem semn. Suntem bătrâni de acum și suntem prieteni cu ozele. Hai să vedem aici ce mai găsim. Aha, am mai găsit un spațiu. Bravo. Să văd cum înghesui, că deci cât am zis, vreo 17 să aduc. Sunt o leacă. E chiar simplu. Iată, la ăsta am găsit punga. Punga goală. Punga goală. E bine. Aha. Înțelegeți voi că n-au albină. Păi de unde să aibă albină, bă, dacă n-au avut cules natural deloc? Bă, ăștia părerorogi. Băi, copii, bă, voi faceți apicultură doar de asta, în vis. Ce naiba, înțelegeți că realitatea e cruntă, rău de tot. Asta trebuie să înțelegeți. Am pus. În puii mei. Ia să văd, să mai vă vor ramă goală pe aici, ha? Și se scoară ramă cu mire. Are și ea mire pe ea, dar nu ne place. Nu ne place. Așa se strâns. Doi stup de ăștia. Mie îmi dă mire. Cât nu ia unul de la stup de aia mamut, de la 5 stup mamut. Bine, nu ba, mie mi-aduc profit. Pe mine, eu mă laud. Mă laud cu miere făcut. Ce e a miere? Miere dacă, n-ai, dacă nu o vinzi, e nimic. Că nu poți să te duci la piață să cumperi pâine cu miere. Pâine o cumperi cu bani. Dacă n-ai bani să treci strada, stai în casă închis toate, că miroși a naftalină. Ce puii mei. Gata, l-am pregătit și pe ăsta. Hai că am făcut aici 4 locuri. Și cu 4 dincolo. Aici este la unificat. Aici am 2 deja plin. Hai să-l văd pe ăsta aici. Mai facem un oaci. Mai găsim o poziție aici. La mine acum e problema pozițiilor. Să pot să umplu. Măcar 10 poziții, dacă fac astăzi, mai fac
Așa tot. 3-4, cu 3-4 se face cuibul de 6-8 rame. Da, Dan, tu vorbi. Da, Dan. Păi, da, Dan. Hai să dau fum în puii mei. Dacă a venit una să mă ciupească. De acum s-a înserat, de-aia m-am zis să apuc să termin. Ia. Asta are miere, băi, trebuie să scot ura. Deci acum să-l dau înapoi. Hai mă, hai. Nu vreau. Asta-i. Ușcă-mi toată pe asta, o dau afară. Nu, o las pe asta că e închisă la culoare și o să-și facă cuibul pe ea și o să o la martie, la ianuarie-martie, începe oatul pe ea și e bună naibii de oat. Perfect. Așa. Dăm afară, stai să scuturăm. Uite, ramă ca lună, jumate cum e. Da. Trebuie să strângem cuiburile. Asta. Așa. Bun. Rapid, vedeți și voi. Uitați, cronometrați. Cât de repede se lucrează într-o supină, frate. Într-o supină profesionistă. Nu se stă. Nu stăm la gargarișe. Hai să vedem, uite, că aici sunt doi. Am două capace, deci înseamnă că sunt două coloane. Ia. Așa este. Ia, să vedem. Oh, ia ce frumoase sunt. Uitați-vă și voi cum sunt două, cum... Bine, el altul are nailon și te-a dus de desubt, dar punem și lui ăsta. Le punem la toți izolați. Perfect. Perfect, se spune. Punem capacele la loc aici. Punem capacele. Așa. Ei, hai că nu mai vede cât doi de făcut. Avem numai doi. Asta e mai amărât. Sunt și mai așa, și mai așa. E scurtă ziua, băi, fraților. E scurtă ziua. Așa. Dăm afară toți. Pregătim. Aici am unul slăbuț. Slăbuț, slăbuț. Ia. Vedem noi altă dată. E noapte de acum. Decidem noi soarta lui altă dată. S-ar putea să mai desfințez câțiva ca să-i împuternicez pe ăștia. Nu e expusă și varianta asta. Să le mai aducem un aport de albine și amărăți ăștia. Hai bine. Gata. Bun, am făcut un loc iar. Hai să vedem la ăsta. Ăsta v-am zis e. Ăsta e dublat, deci sunt. Sunt deja două colonii aici. Ia să le vedem. Iacob, cum sunt tu pe ăștia mei fără albină? N-am, bă, albină, decât pe 2, 4, 6, 8 rame, ce să-i faci? N-am deloc albină.
Aia e. Sunt sărac. Nu m-a ajutat și pe mine, mă, cu albine. Să văd că e la mod acum. E la modă ajutorul mutual între apicultori. Ajutați-mă și pe mine cu albină, că n-am albină. Asta aici, așa. Așa, hai că mai avem unul și... O dale acolo, săracele, să se unifice. Da, ăsta e mai bun. Ăsta e altceva. Are undințele deschise. Are. Asta vreau să vă arăt cât de repede trebuie să muncim. Că nu avem timp de pierdut la albine. Dăm afară. Tot. Ăsta-i. Ăsta-i cu dus întors. 2, 4, 6, 7. Trebuie să-i scot diafragma. Și din partea asta. A. E cu dus întors așa. Aoleu. Lăsăm pe 5. Le și cântăresc acum din mână. S-a înserat afară și... Da seama că... Nu le cu... Asta clar este. Mamă, și cât albin ai. O strângem pe 5. Păi și are albine în el, să-mi dau 5 țepere. Da, și nu mai bag diafragma. E tan și seara asta. Da. Da. S-o cum pe asta grea. Grea pe dreapta, s-a părut grea prima dată. La fel, aceea schemă. Gata, l-am redus pe 5. Îl lăsăm, nu le tașezăm în seara asta. Seara asta doar pregătim ca să aibă timp să treacă. Vedeți că am scuturat albina aici. Asta trebuie să ducă la locul ei. Se noptează deja. Cu cei care... Ia să scuturăm și punga asta. Da. Să mă ambele diafragme aici ca să știm că nu am băgat-o. Așa, hai să facem inventar. Câte poziții noi am mai creat. O să vină Mariana acum să adune după aici. Am pușca mea, uite ce am scos. Deci am mai făcut așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poziții. 7 și cu 4 avem 11. Aici nu mai știu. Dacă mai bag 4, 11 și cu 4, 15. Iar ăsta, stai, te lăsă, am pus capa cu mine. Ce farbea le fie? Ați început, bă, să vă unificați? Ia, stai, mă, să scot. Îi dau la o parte.
Ah, stai că l-am și scăpat. Asta e când lucrez cu o mână. Așa. Gata. O să trebuiască să la merul ăsta să lucrăm. Parcă aici am băgat două. Da, am băgat două aici. Deci mai am 3. 14 poziții goale. Da, am în partea asta aici. Am aici. Am aici, am aici. 14. Mai aduc aici. Pe ăștia 15, 16, 17. 18. O, gata. Suntem în cărți. Da. Treaba e super, super bună. Ne ocupăm mâine. Prelucrăm aici. Bine că l-am adus pe Marian acasă. Și-a făcut țuica. Și vine, are 10 decade de țuică. Dacă vreți să-l ajutați pe Marian, are țuică de vânzare. 100 de litri de tescovină. O dă ieftină cine vrea. Să-l scăpați de sus și a face țuică bună. Că a făcut-o doar din boasca mea de otonel. Că eu nu fac nici... Eu fac doar o singură mână de vin. Nu mă interesează nici vin mâna a doua, nici tescovină, nimic, nimic, nimic. Dacă vreți să-l ajutați pe Marian, are 100 de litri de tescovină. Oferiți-i un preț să-l faceți și pe el cu bani pentru Crăciun. Ei, dar mai discutăm. Oh, te văd că în 30 de minute am făcut 11 posturi. Sub 3 minute, cam mai și pe lăvrăcit. Sub 3 minute de lucru pe stup. Așa trebuie să muncim în viteză, că altfel... Altfel ieșim în pierdere. Oameni buni, vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, numai bine, sănătate, fericire!